Nu este un secret că în anii următori sau în viitorul apropiat vom împărți mașinile cu alți oameni, astfel încât mobilitatea să fie mult mai ușoară. Renault a prezentat la Salonul Auto de la Geneva acest concept care se numește Easy Go. Îmi place să-i zic Easy Go. Deci Easy Go, o mașină care, care poate adăposti până la 6 persoane. Eu o văd ca pe o rutieră din astea pe care le avem prin Republica Moldova și România, doar că din viitor. Este o mașină care are un pilot automat de nivel 4, deci este o mașină care poate conduce de sine stătător în trafic, chiar dacă va circula, zic cei de la Renault, pe benzi destinate. Poate merge cu o viteză de 50 de km la oră maximă, deci aceasta este viteza maximă. Toți pasagerii intră în interior prin partea din spate a mașinii, se ridică o ușă foarte mare aici, deci este foarte ușor ca să pătrundeți în interior. Există tot felul de locuri speciale în care îți poți încărca telefonul wireless, există până și un hotspot Wi-Fi și foarte multe lucruri acolo în interior, plus că toată lumea te poate vedea, sau tu, dacă ești în interior, poți vedea tot ce se face împrejur. Deci așa ar trebui să arate mașinile viitorului, și anume mașinile pe care le vom împarte cu alți oameni. De altfel, cei de la Renault zic că acest automobil sau accesul într-o asemenea mașină se poate face cu ajutorul unor aplicații, cum ar fi Uber. De exemplu, vii într-o stație dedicată, pentru că vă spuneam, ar trebui să circule doar pe drumuri dedicate, vii într-o stație și comanzi să urci într-un asemenea automobil. Cât de tare este, mai ales că, vă spuneam, poate depăși foarte ușor alte automobile, poate frâna, iar în cazul în care detectează o problemă, fie în trafic, fie la automobil, la sistemul automobilului, va avea grijă să parcheze în siguranță până se va clarifica totul. Poate întoarce și în intersecții. Deci cam asta ar trebui să fie, cam așa ar trebui să fie rutierele viitorului, maxi-taxiurile pe care le avem noi în Chișinău. Cel puțin la noi sunt foarte multe. Vreau să vă mai arăt o chestie. O mașină de Formula 1 și cel mai interesant este mașina cu care în acest an Renault va participa în campionatul mondial de Formula 1. Și pentru ca lucrurile să fie mai interesante, ei au organizat, iată, o competiție pentru toți doritorii de a schimba sau de a efectua un pit stop la modelul RS18, cu care vă spuneam, inclusiv Nico Hülkenberg va participa în campionatul din acest an. Puteți vedea acum, chiar este un domn care are tot echipamentul pe el pus, puteți vedea, avem și video undeva acolo sus proiectat și uite, băieții ăștia doi acum se vor întrece între ei, astfel încât să vadă care e din ei este mai rapid. Sunt trei băieți care concurează chiar acum. Ia să vedem cum are loc toată treaba asta. Vedem și pe ecran acolo sus cam ce ar trebui să facă și în câteva clipe ar trebui să pornească. Este foarte interesant, mi s-a zis, să privește asta dintr-o parte, pentru că ei văd în felul lor toată imaginea sub forma realității virtuale, însă noi din afară îi vedem destul de caragios. Ei bine, până are loc această competiție, priviți acel apărător care a apărut acum pe modelurile, pe mașinile de Formula 1. Piloților nu le este la fel de confortabil să conducă aceste mașini cum era și înainte, dar în primul rând au fost amplasate pentru a le spori lor siguranța, pentru că știm, în trecut au avut loc mai multe incidente. Iată, băieții au grijă să demonteze roțile mașinii, roțile deja utilizate, și montează roțile noi. Haideți să vedem care din ei va câștiga. Îi vedeți cât de interesant se arată dintr-o parte. Cel din dreapta caută ceva pe jos, nu poate găsi. Și nu știu ce să facă mai departe. Își aruncă unul altuia câte ceva. Este foarte tare acest simulator. E bine, atât de la standul Renault. Mi-a plăcut să văd mașina de Formula 1 și abia aștept să înceapă
campionatul din acest an și mi-a plăcut acest concept pentru că iată, Renault nu se gândește doar la peste 2-3 zile, dar se gândește peste câteva decenii, astfel încât să nu piardă startul atunci când vom avea nevoie de astfel de mașini pe care să le împărțim cu cineva, pentru că aceste servicii de car sharing sunt deja foarte populare și vor deveni din ce în ce mai populare. În viitor s-ar putea nici măcar să nu avem o mașină personală, dar o mașină pe care să o împărțim cu alți oameni. Atât de la standul Renault, sunt foarte multe alte modele, ca să nu evit să zic și despre ele, Kadjar, Megane, Talisman, dar aceste automobile noi le-am mai văzut, puteți să le vedeți chiar și în spatele meu aici, amplasate pe toate. Ei bine, nu uitați de concurs, nu uitați să dați subscribe, like și să comentați aceste videouri. Le mulțumesc colegilor de la Renault Moldova, care inclusiv ne-au ajutat să ajungem aici la Geneva. Mersi tare mult, băieți, mersi la toată lumea care a urmărit acest reportaj.